Invitația seară la raportul zilei de la RTV, Ion Răuț, fostul șef al complexului energetic Turceni, și Laurențiu Ciurel, fost director la unitatea din Rovinari, au explicat de ce complexul Oltenia nu poate vedea lumina zilei. Entitatea ce ar trebui să reunească Societatea Națională a Lignitului Oltenia, cele două unități energetice din Gorj, alături de complexul din Craiova, are în opinia acestora doar avantaje politice. Ciurel crede că profiturile unităților de la Rovinar și Turceni vor fi înghițite rapid de găurile care există acum în SNLO și CE Craiova. La SNLO vedem că sunt sume extraordinar de mari de încasat. Toată lumea de ani de zile din 2008 încoace spune că sunt 4, 5, 6 zone ale țării care sunt datoare Gorjului cu sume enorme. Ce s-au gândit onor guvernanții? Bruma asta de profit care o mai fac astea două complexe, care au și ei nevoie de bani, vai de mama lor sunt acum pentru investițiile de mediu, de ce să le lăsăm la gorjeni, acolo să-și facă ei treaba și să nu ducem spre zonele astea portocalii? Fostul șef al complexului energetic Rovinari a făcut o paralelă între Electra și complexul Oltenia. Laurențiu Ciurel recunoaște că prima dintre companii ar fi fost mai rentabilă din punct de vedere economic, pentru că se alcătuia un mix de energie din întreaga țară. În plus, nu crede că guvernanții se grăbesc prea tare cu înființarea noului complex. La minister asta nu e o temă de discuție, nu este un subiect. Deci oamenii fac cu totul și cu totul, au cu totul alte priorități. Când mai apare cât un sindicalist pe acolo mai agită lucrurile, nu e o aplecare specială asupra formării acestei companii. Sunt cu totul altele prioritățile ministerului la acest moment. Ion Răuț se numără și el printre cei care văd în complexul Oltenia doar o jucărie politică a șefilor din partidul de guvernământ. În opinia sa, întreg sectorul energetic și minier va fi pe o singură mână. Am putea spune că aproape și părinții sau cei care l-au dorit născut n-au fost suficient de dornici să aibă un copil. Văzând, zic eu, câteva avantaje de ordin politic și de ordin sindical, pentru că cele de ordin economic și strategic pentru sectorul energetic au fost de la început demontate de către oamenii de specialitate. Conform planurilor pe care le au acum șefii din minerit și energie, complexul Oltenia ar trebui să fie înființat spre sfârșitul acestui an.